Băi, eu eram student la medicină, la un moment am fost student la medicină. Bă, și mă făcea un jurist, mica mea probabil așa, că îi dau muie de acum în televizor. Urla după mine mi-a pus poreacla la altă. Ăla zice, s-a supărat că avea chelie. A început să se apară chelia. Și a zis, mamă, să-mi bag pula. Dacă mă uit la lună, seamănă capul meu cu un cap de pulă. Dacă seamănă capul meu cu un cap de pulă, îți dai seama că ăla nu se gândea prea mult, dar gândea ceva în subconștientul lui. Dacă seamănă cu un cap de pulă, că mă uit la lună, trebuie să-i zic lui ăsta poreaclă. De ce? Păi îl cunosc, îl știu de în liceu, că noi ne știam de în liceu. Și urla al dracu. Ginecologul! Mamă, ăsta se gândește să nu mai la sex. Eu fugeam să-mi bag pula. Eu am inventat, n-a inventat Adriana, că am văzut-o și pe Adriana că fugea pe scări. Și pe sora mea. Să le vezi pe fetele, băi, eu am inventat. Când urla la ginecologul, eu nu știam unde să mă duc. Bă, mă duceam la Budău. Aia cu... Mă duceam în baie, în pula mea. Mă strângeam cu mâna pe coaie. Nu, acum extrapolez, așa, știi? Și eram și eu belioșat, așa, benoclat. Ziceam, mamă, ce mi-a zis ăsta? Atunci eram rușinos. Mă dădeam și eu la gagici. Băi, eu recompensam, dar nu știu, pula mea să bombardeam, da? Urla ăla! Ginecologul! După aia iar fugeam. Băi, n-a fost doar o dată. A zis de mai multe ori. Urla după mine ginecologul. Mă face de rușine la gagici. Eu neapărat trebuie să am pula mare. Și dacă n-am pula mare, trebuie să am pula mare. Dacă mi-a zis asta ginecologul, gagicile când îmi caută pula și o găsește. Până la urmă, gagicile găsește. Și o să zic eu, de ce zicea la ginecologul? Și asta. Băi, trebuie oarecum este cumva e în ceva și în fapt. Ce fapt e ăsta? Atâta. Și uita fata. Aolo, trebuie o lupă. Stau să mă uit la pula ta cu lupa. Uită-te cu lupa. Ce e asta? Că atâta e. E pula mea. Face un centimetru. Face un metru. 9 metri. Eu un centimetru.